tine. Dar ce să fac ca să înțeleg? Andreea Mantea a trecut prin emoții cumplite chiar în timpul unui interviu cu echipa Acces Direct. Frumusețea sexy brunetei l-a făcut pe un fan să devină mult prea insistent. Vreau să poată un autograf, te rog? Un pic mai încolo, avem un interviu, dacă se poate, un pic, două minute. Dar bărbatul nu s-a mulțumit cu un banal autograf. Ai vrea să fii soția mea? Dar de ce râzi? Nu, iartă-mă. Eu vorbeam foarte serios, se vorbeau de sentimente aici. Aurelia, te rog. Nu așa se abordează un om, te rog. Sunt disperat, Andreea, crede-mă. Păi văd, dar nu e ok. Andreea s-a forțat să zâmbească, dar nu era zâmbetul ei. Poți să te iau în brațe? Nu. De ce nu poți să dai o șansă unuia ca mine? Dar de ce trebuie să țip? Dar nu țip, te iubesc. De cât te iubește? Mai femeia ai nebunit, ci tu? Eu plec. Te rog, stai, nu pleca. Te rog, eu de tot. Nu pleca, Andreea, te rog. Andreea, te rog, nu pleca. Te rog, frumos, să iei mâna de pe mine. Eu chem poliția. Sunt drăgostit de tine. Dar ce să fac ca să înțeleg? Disperată, Andreea a vrut să fugă. I-a fost o farsă, stai. Calmează-te, gata. Chiar a fost o farsă.